de-ar veni la mine sfântul, care nu mai are casă, care taie iarba lumii și-o usucă și n-o lasă în pridvorul norilor. De-ar veni odată vremea sărbătorilor. Și țin doar atunci când e frig în Dumnezeu. Dragule, cum să spun, Costica face parte din categoria celor prieteni mei pe care nu pot să-i stabilesc în timp exact când i-am cunoscut. Eu nu aveam cu ce să plec înapoi acasă și m-am dus la domnul Nicolescu, era director de service. Și i-am spus care e povestea și zicea, băi, lasă mașina aici și ce o facem până mâine. Păi și eu cu ce plec? Ce problemă, îți dau mașina mea. Ne mai descurcam și noi mai luam câte o aprobare de mașină, o duceam la Cluj, o vindeam, sponteam un salariu. Nu! A format zeci de primari care astăzi, din păcate, unii nu au luat de la dumnealui decât puterea, dar caracterul și omenia, din păcate, le-a uitat. A format zeci de primari care astăzi, din păcate, unii nu au luat de la dumnealui decât puterea, dar caracterul și omenia, din păcate, le-a uitat. A format zeci de primari care astăzi, din păcate, unii nu au luat de la dumnealui decât puterea, dar caracterul și omenia, din păcate, le-a uitat. Nu e frigul Arșiță. Nu. Deci, Constantin Nicolescu pentru mine înseamnă prestanță și naturalețe. Omenia este supremația cea mai mare a unui om. Să urmărim în continuare filmul despre domnul Constantin Nicolescu, despre mine și tine, despre el și ea, despre noi și el, despre omenie. Arșiță e dolul care mușcă sângurii din mă. Arșiță ducând la gură setea apei dintr-un nor. Arșiță e ploaia care pune lacrima la muncă. Arșiță e cucul care cântă cucul lui în lume.